Avem intenții curate, suntem în Sfânta Zi de Duminică, de aceea vă rog foarte mult să începem și întrunirea noastră de astăzi, spunând cu toții împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne ajută! Fraților, mai întâi de toate țin să mulțumesc tuturor celor care au făcut efortul să vină din toate colțurile țării la această adunare de protest împotriva regimului de uzurpatori, împotriva celor care au ocupat în mod abuziv funcțiile puterii de stat și mențin această putere contrar prevederilor Constituției, dar și contrar prevederilor codului penal. În ultimii 2 ani și jumătate, acești impostori au creat un mecanism de uzurpare a puterii de stat prin ajustarea legislației care ține de instituțiile democratice și de separația puterilor în stat, dar și de independența justiției, astfel încât să poată exercita nestingherit și abuziv puterea în beneficiul personal și a clanurilor pe care aceștia le reprezintă. Iată de ce Comitetul pentru Apărarea Constituției și a Democrației este decis să lupte până la capăt, până la debarcarea actualei puteri și organizarea de alegeri parlamentare anticipate, libere, democratice și corecte. Jos Alianța! Jos Alianța! Jos Alianța! Dragi prieteni, știm că printre noi s-au strecurat și provocatori, agenții actualei puteri, stârpiturile care caută să împiedice bură desășurată.